În toate formațiunile politice a început bătălia internă pentru un loc pe listele de la alegerile parlamentare. Unele partide recunosc că există o competiție acerbă în interior, iar altele spun că e liniște și pace. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene, membru în biroul politic național, a declarat că și în organizația pe care o conduce în această perioadă se lucrează la aceste liste care încă nu sunt definitivate. Doamnă, sunt președintele organizației județene, sunt membru de drept în Comitetul Executiv Național, sunt membru și în biroul permanent național. Nu înțeleg întrebarea. Deci, listele acestea s-au bătut în cuie, s-au făcut, s-au... Nu, când o să le batem în cuie și o să le trimitem, vă spunem și dumneavoastră. Președintele PSD Ionel Arsene a rostit câteva nume de potențial candidați care se vor afla pe locuri eligibile. Eu nu știu, de exemplu, de la Partidul Național Liberal cine va candida și nu cred că e treaba mea. De la Partidul Mișcarea Populară, habar n-am, și iar nu e treaba mea. De la domnul Asafte de la ALDE, iarăși nu-i treaba mea. De la PSD vă pot spune câteva nume, însă nu vreți să vă spun când o să dau public. Păi pe surse e frumos la dumneavoastră, nu? Avem foarte mulți colegi în PSD Neamț care pot candida pe listele PSD, pe locurile eligibile. Deocamdată nu avem o listă finală, încă analizăm. Pot să vă spun doar câteva nume: domnul Ioan Munteanu la Camera Deputaților, doamna Emilia Arcan la Senat, domnul Ciprian Șerban la Camera Deputaților și încă analizăm alte propuneri. Însă, nu cred că asta e foarte important, cred că foarte important e ce facem noi aici pentru cetățenii județului Neamț. Sigur, listele le vom face, le vom prezenta. Sunt convins că vom ieși cu o listă de candidați foarte bună, oameni pe care cetățenii județului Neamț îi apreciază și vor vota. Guvernul Cioloș, care se ocupă de pregătirea și desfășurarea alegerilor parlamentare, a fixat ca dată de desfășurare a scrutinului 11 decembrie. S-a modificat legea renunțându-se la votul uninominal și revenindu-se la cel pe listă de partid. Norma de reprezentare este aceea de un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la fiecare 168.000 de locuitori. În total vor fi aleși 466 de parlamentari, dintre care 308 deputați și 134 de senatori, din care 18 pentru minoritățile naționale și 6 pentru diaspora. Pragul electoral a rămas de 5%, iar pentru alianțe se adaugă 3% pentru fiecare formațiune politică de la al doilea partid și câte 1% pentru următoarele, nedepășindu-se însă 10%.